Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața din nou, rămânem la subiectul tensiunilor din Ucraina. Ați auzit la știri zilele acestea, există temeri că armata rusă ar putea declanșa un atac împotriva Ucrainei. Relațiile dintre NATO și Federația Rusă sunt la un nivel alarmant de jos. Adevărul că niciodată nu am văzut așa ping-pongul ăsta atât de puternic. Da. Nu o să intrăm în toate detaliile, dar o să urmărim evident subiectul. Ucrainienii cer sprijin și ajutor comunității internaționale. Acum americanii și britanicii deocamdată au trimis direct echipament, avioane, multe, echipament militar defensiv în Ucraina. Cum ar fi armament ușor antitank sau rachete antiaeriene portabile, Solaire. La fel, nu intrăm în detalii, dar iată, deși Germania este acuzată că face opinie separată în acest efort euroatlantic de descurajarea unei posibile agresiuni rusești, nemții au trimis și ei în cele din urmă, că erau certați, dar voi nu faceți nimic, totuși, adică nu, ce au trimis și ei în cele din urmă echipament și anume căști. Ce căști de duș? Sau de care? Băi, au trimis căști de cap, da, măi, pentru zi. Ei vor să-i împace. Da. Deci, asta e, pe bune, sunt la vecine, este unul la ușă, unul mare de tot, are 2 metri, e supărat, 150 de kg, agit, are o bâtă mare, ajută-mă, fă ceva. Gata, îți dau o cască, fii atent, când intră în casă, îți pui casca pe cap. El cu bâta acolo. Da, vine aia cu tancurile, dacă cad ăștia din tank, să aibă măcar cască. Da, Luca. Dacă tu vrei să-i împaci, ce faci? Tu, pe vecinul ăla de la are pe unul la ușă și tu îl știi pe ăla de la ușă. Că aici e ideea. Prieten, eu cred că dar e un pic nervos și nu te înțelegi cu el. Și atunci îi dai lui la alt cască să treacă stihia ca să-i împași după aia, nu? Dar trebuie să le dea și haine matlasate, știi? Pe principiu că trebuie să stea afară în timp ce tragă aia cu tancul în ei, măcar să nu le fie... Cred că o să-i împăcăm noi, o să mergem și o să facem antante, zize, manete. Numai că e probabil. Da. Deci Germania a anunțat că va trimite 5.000 de căști ucrainei. Mamă, ceva căști. În contextul criticilor, tot mai un camion întreg de căști o să le trimită în contextul criticilor. Auzi, dar pe unde le trimite? Dacă trec prin România, nu știu, tata, s-ar putea să ajungă vreo 2.000. Da. Așa, bun. Christin Lambrecht, ministrul german al apărării, tot o doamnă, a declarat, citez, vom livra Ucrainei 5.000 de căști pentru a transmite un mesaj clar. Suntem de partea voastră! Și, mă rog, acest anunț l-a lăsat fără cuvinte pe primarul Kievului. Primarul Kievului este Vitali Klitschko. A, cream că spui că e tot o doamnă. Fostul boxer. Așa. Vitali Klitschko, fostul mare campion de box. Acum el înțelege valoarea căștii. Da, adică da, el chiar înțelege, dar cu toate astea a fost dezamăgit. Citez ce zice Vitali Klitschko pentru Bild, altfel ce unul dintre cele mai mari ziare germane. Comportamentul guvernului german mă lasă fără cuvinte. Ministerul Apărării de la Berlin apare nu și-a dat încă seama că ne confruntăm cu forțe rusești perfect echipate, care pot începe o nouă invazie a Ucrainei în orice moment. După care a adăugat, ce fel de sprijin ne va trimite data viitoare Germania? Perne? Astea la București. La București, pernuțe. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.